Administrația județeană a demarat un amplu program de refacere a marcajelor rutiere de pe drumurile județene. Președintele Consiliului Județean Cătălin Chifor a afirmat că până acum au fost executate marcaje longitudinale pe 278 de kilometri. În perioada am început cel mai ambițios program județean de marcaje longitudinale, vorba de marcaje rutiere. Niciodată nu s-a făcut atât de mult și chiar sunt foarte încântat de faptul că acum, la ceas de toamnă, când și vremea se schimbă, când apare fenomenul de ceață, avem deja executate 278 de kilometri de marcaje longitudinale, urmând ca în scurt timp să ajungem la cifra de 597 kilometri, deci aproape tot ce înseamnă structură de asfalt, îmbrăcăminte bituminoasă sau beton va fi marcat în această toamnă. Chiar dacă sunt multe de enumerat, totuși vreau să amintesc ce avem în plan la Boraia, Fundul Moldovei, Frasii Nostra, Coșna, Buden, Fălticeni, Suceava, Liten, Dolhasca, deja finalizat, un drum cu foarte mare încărcare rutieră, Sfântul Ilie, Liten, Berchișești, la fel, finalizat, Praxia, Râșca, Slătioara, finalizat la fel, Șarul Dornei, Neagra Șarului, unde anul acesta, în vară, am făcut cea mai amplă lucrare pe drumul județene la Șarul Dornei, Neagra Șarului. Practic am lucrat aproape 7 km acolo, într-o comunitate, la fel, la capăt de județ, la care nimeni până acum n-a făcut vreodată ceva. Este în plan în continuare Gura Humorului, Mărăstirea Humorului, o zonă destul de circulată cu încărcătură turistică. Păltinoasa, Valea Moldovei, Rădăuț, Volovăț, Arbore, Botoșana, Comănești, Bălăceana, Ilișești, Ciprian Porumbescu, un traseu mai lung la care intervenim în prezent, Șcheia, Mihoveni, la fel, Costâna, Pârtești de sus, Rădăuț, Satu Mare, Rădăuț, Frătăuții Vechi, Cacica, Botoșana, Măneuț, Gălănești, Voitinel, pe care l-am realizat în această vară, un drum la fel redat circulației într-o manieră foarte civilizată și foarte corectă, Cacica, Botoșana, am zis, Ciprian Porumbescu, Opcina, Udești, Verești, Dumbrăveni, Sinicea, Hânțești, o transversală care face legătura între zona Fălticeni, zona Udești și zona spre Botoșani, către Sinicea, Hânțești, Pleșești, Hârtop, Suceava, Mitocul Dragominei, deja executat, Dolhești, Oniceni, deja executat, Mitocul Dragominei, Mănăstire, deja executat, la fel un drum cu mult trafic turistic, DN2 Pătrăuți, Dolhasca, Probota, Fălticeni, Horodniceni, Mălini, Slatina, Găinești, la fel e în lucru în această perioadă, dar o rețea importantă sunt circa 39 de kilometri aici, Mălini, Valeni, 20 de kilometri, Stroiești, Mălini, Valeni și, mă rog, Fălticeni, Horodniceni, Mălini, Slatina sunt trasee care sunt importante și pe timp de iarnă, există deja facilități pentru sporturi de iarnă, pentru turism de iarnă acolo, Stroiești, Costâna, Dărmănești, Șerbău, Siret, Vicovo de Sus, Brodina, către frontieră, Fălticeni, Baia, Cornulunci, deja executat, ați văzut și ieri când am fost la Baia, Magina, Volovăț, Fălticeni, Rădășeni, Salcea, Proșcani, Zvoreștea, Frătăuții Noi, Dorna, Candreni, Poiana Negri, la fel un drum turistic important, Brodina, Vama, Vatra, Moldoviția, Algel, deja executat, Pojurta, Rarău, deja executat, Rarău, Chiril, deja executat. Deci acesta este planul de marcaje longitudinale, repet, pe timp de toamnă, când vremea o impune, când condițiile de trafic sunt mai dificile. În Suceava, rețeaua de drumuri județene măsoară 1100 de kilometri.